Cele mai reușite fotografii realizate de membrii ai Asociației Artiștilor Fotografii Hunedoreni au fost expuse în Sala Pro Arte a Colegiului Național Dece Valdindeva, la cel mai important salon fotografic din județul Hunedoara, intitulat Însemne Fotografice 10. Anul acesta, evenimentul a fost unul aniversar. Evenimentul, intitulat Însemne Fotografice 10, a fost organizat și în acest an sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi Hunedoreni. Și pentru că fotografia rămâne cea mai percutantă și pertinentă formulare conceptuală dintre domeniile artelor, expozanții au adus în fața publicului câteva dintre cele mai reușite fotografii pe care le-au realizat. Mă bucur că ne vedem la 10-a ediție. Iată, a trecut un deceniu de când am început Însemnele Fotografice, unul dintre cele mai importante saloane de fotografie hunedoreană, atât prin numărul participanților, cât și numărul lucrărilor care au participat la această expoziție. Mă bucur că este atâta lume, suntem după 2 ani de pandemie în care s-au făcut cu restricții aceste evenimente și sperăm că în seara asta să ne bucurăm cu toți de fotografie și muzică jazz. Când te gândești câtă imagine se vehiculează astăzi în alte medii decât așa direct, zici că poate ai puțin. Dar cred totuși că aici altfel e like-ul și share-ul și e mai din inimă. S-au vehiculat aici câteva sute de imagini, de-a lungul anilor au fost zeci, poate peste sute de fotografi care s-au cunoscut între ei, au vorbit și au văzut imaginile și le-au împărtășit. Frumusețea cere împărtășire, te simți singur când vezi ceva frumos și nu poți să arăți și altcuiva și sper că aici s-a întâmplat lucrul ăsta. Și mai e ceva, a apărut și catalogul acestor expoziții, ceea ce iar e bine, fiindcă deși vehiculăm multe imagini, ele trec, se duc, nu prea rămâne mare lucru în perioada asta, deci e o perioadă tehnologică, neglijăm printul și mă bucur că există un catalog și se poate vedea cât de cât pulsul acestor întâlniri. Au trecut cei 10 ani atât de repede. Iată că am reușit în parteneriat cu Asociația Fotografilor Hunedoreni să organizăm aceste expoziții anuale și suntem la ediția a 10-a. Mă bucur foarte mult, fără sprijinul artiștilor fotografi, fără sprijinul lui Andrei Rosete și Grigore Roibu, n-am fi reușit să organizăm aceste evenimente. Mă bucur că le găzduim, mă bucur că elevii noștri au posibilitatea să le vizioneze, mă bucur că în fiecare an expozițiile au avut și lucrări ale elevilor actuali și a foștilor elevii de cebaliști. Vorbesc din punct de vedere foarte subiectiv, sunt colegii mei și normal că îmi plac fotografiile care le-au realizat, ne cunoaștem de ani de zile, astfel încât nu pot decât să spun la mai mult și mulțumesc pentru posibilitatea de a le vedea expuse. Este foarte important să fii parte dintr-un eveniment care, iată, ajunge la cea de-a 10-a ediție. A 10-a ediție a Însemnelor Fotografice. Este o bucurie să fii alături de colegi. Este o bucurie să muncești în echipă și să vezi rezultatele în toamnă. Câțiva ani la rând, de când de tot venim să colorăm cu niște note muzicale, jazz, blues, ceea ce ține un pic de cultură, de parte de cultură a zonei muzicale. Nouă ne place acest eveniment, este un eveniment de mare clasă artistică și eu personal am și o slăbiciune că am prins vremurile cu camera obscură și cu filmele Orvo și făcutul pe peliculă și îmi place fotografia, îmi place ce se întâmplă aici. Suntem onorați să venim și anul acesta la a 10-a ediție a Salonului Fotografic de Artă Însemne. De asemenea, ținem să mulțumim organizatorilor, domnului director Florin Ilieș, domnului Roibu și Rosetti, dar și celor 44 de fotografi participanți. Evenimentul s-a desfășurat pe acorduri de muzică jazz, interpretate de chitariștii Zoltan Turi și tânărul Luca Stan.